Chiar dacă a avut o carieră didactică de prestigiu de-a lungul vieții, destinul a lăsat-o în stradă. Femeia a rămas fără un acoperiș deasupra capului și fără serviciu din anul 2011, fiind nevoită să locuiască în centre sociale din Brașov și Târgu Jiu. Fără casă am rămas din 2011, am fost evacuată în Brașov și am stat în centre sociale din Brașov. Și neavând domiciliu, am venit în Târgu Jiu să-mi rezolv problemele, actele și tot. Și sunt mulțumită pentru că am sprijinul poliției din Târgu Jiu. Am rămas fără serviciu în septembrie 2011. Ce s-a întâmplat? Nu am mai fost student la facultate. Am fost profesor universitar și asta este. Spuneați că ați lucrat și în cadrul armatei? Da, sunt ingineră. Femeia a publicat de-a lungul vieții peste 20 de volume și a predat la două universități din Brașov. Da, sunt scriitoare. Și am preferat această soluție socială pentru că suntem în timpurile în care trebuie să cedăm un pic locurile de muncă ultra sofisticate oamenilor mai săraci, să vedem realitatea. Deci trebuie să știm realitatea. În Brașov nu sunt locuri de muncă, am peste 50.000 de șomeri. Văd că și în Târgu Jiu aceea situație. Câte cărți ați publicat? N-am mai publicat de mult. Aștept să pot să mă rezolv situația. Am peste 22 de cărți în România publicate. Autoritățile spun că în momentul de față mai sunt 7 locuri libere, 2 pentru femei și 5 pentru bărbați. Avem 32 de locuri la Casa Iris, 16 locuri pentru femei, 16 pentru bărbați. La acest moment avem în dormitorul pentru femei 11 doamne și 7 copii, iar în dormitorul pentru bărbați 11 bărbați. Mai sunt acolo 5 locuri și mai avem 2 locuri la dormitorul pentru femei, pentru că unele mămici au copii mici. Potrivit reprezentanților primăriei Târgu Jiu, persoanele fără adăpost pot locui la Casa Iris timp de 3 luni.